Spitalul din Tilăvodă a fost printre zecile de unități medicale închise în 2011 în toată țara. Autoritățile locale au căutat o soluție și au și găsit-o grație programului de dezvoltare a rețelelor de cămine pentru persoane vârstnice. Pentru adaptarea spațiilor existente la standardele prevăzute de lege s-au făcut lucrări de renovare, iar acum căminul de bătrâni cazează 45 de persoane și are alte 17 pe lista de așteptare. Da, căminul s-a înființat în baza unui program național, programul pentru dezvoltarea rețelei de cămine pentru persoane vârstnice. În 2011, printr-o hotărâre de guvern, urmau să se desființeze 66 de spitale, iar singura soluție pentru supraviețuirea într-un fel anume a fost transformarea spitalului în cămin pentru persoane vârstnice. Consiliul Local Vintilă-Vodă, care se află în contract cu Ministerul Muncii, deci prin Consiliul Local a fost înființat, a fost primul consiliu local din țară care a accesat acest program. Și noi am început să funcționăm chiar din prima zi a programului. Ministerul Muncii finanțează cheltuielile curente ale căminului printr-un tarif standard mediu de 1411 lei lunar, iar beneficiarii plătesc o contribuție de 500 de lei lunar. Căminul din Vintila adăpostește bătrâni din întreaga țară cu vârste cuprinse între 58 și 96 de ani. Beneficiarii au găsit aici o a doua casă și sunt mulțumiți de serviciile primite din partea îngrijitorilor, care sunt de fapt foștii angajați ai spitalului. Deci pe 47 de locuri câte avem în structura căminului, la momentul actual avem 45 de beneficiari. Majoritatea sunt mulțumiți de serviciile noastre. Hrana este suficientă. Celelalte servicii, avem asistență medicală permanentă prin intermediul asistenților medicali din structura spitalului. Deci permanent avem un asistent medical pe tură, un medic de familie care se ocupă de persoanele cu probleme. Aveți practic beneficiari din întreaga țară. Cum află de dumneavoastră? Păi în prima fază au aflat prin intermediul site-ului nostru și prin articole din ziare, pentru că a fost la început, s-au scris foarte multe articole și în ziarele locale și în ziarele de interes național. Și am fost sunați din toate părțile. Am avut beneficiari din Bihor, din Făgăraș, deci aproape toate zonele țării. Din București foarte mulți. Sunt aici de 2 ani și 4 luni. Mă simt foarte bine. Mai bine ca în burta mamei. Vă spun sincer. Mai bine ca în burta mamei. O duc foarte bine, condiții destul de favorabile, încălzire, baie, mâncare la timp. Eu acasă nu mâncam mâncărurile astea, că eram crescut pe pădure, pe acolo, cu traista, cu mămăligă, la șold. Și aici mă simt foarte bine. Una dintre vedetele căminului de bătrâni este Valeriu Dreinea. S-a născut în urmă cu 81 de ani chiar în spitalul de la Vintilă-Vodă. A plecat prin lume, a lucrat chiar și la ambasada României din Franța, iar acum a revenit să își trăiască ultimele zile la Vintilă-Vodă. Mă simt foarte bine, fac 3 ani, aproape ca acasă la mine. Numai că acasă eram singur și aici sunt... În fond, unde m-a născut mama, acum 81 de ani, chiar în clădirea asta, lucrai aici, la spitalul ăsta, pe timpuri. Și acum sunt aici, 81 de ani, v-am spus, esența asta e foarte bine. Și lumea de aici, care e angajată, se ocupă de mulți oameni săraci care nu se pot mișca. Și le face tot ce au nevoie. Căminul de bătrâni de la Vintilă-Vodă mai are finanțare din partea Ministerului Muncii până în octombrie 2015. De atunci, Consiliul Local ar trebui să preia finanțarea, dar sunt slabe șanse ca autoritățile locale să poată susțină cheltuielile. În acest timp se vor căuta soluții, cea mai convenabilă fiind prelungirea programului prin care a fost înființat căminul.